Ți-e rece? Un pic. Un pic. Un pic? Dar ai mai schiat așa? Nu. Nu. Care e senzația? Nu știu, m-am simțit foarte bine și încă o să mai vin aici. Tu au fost probele? Dobrim? Probele, cum au fost? Au fost... Am fost aici puțin mai greu, dar mi-a plăcut tare. Dar tu practici ski sau snowboard? Da, ski. De performanță? Am făcut de performanță. Da? E aici cea mai mică concurenta noastră? Ea este cea mai mică și a căutat foarte mult. Da, adevărul este că este mică, într-adevăr, da? Da, și a căutat foarte mult timp Pampers și de concurs în dimineața asta, dar se pare că i-a găsit și s-a echipat cu tot ce trebuie pentru o super competiție. Ochelari, țuțăl și bună dispoziție. Am înțeles. Cât timp are? Mâine va face un an. Merge? Da, merge. Aha, și pe schiuri? Cam în stil neandertalian, dar merge. Aha. Pe schiuri cu mine și pe snowboard la fel. Dar este extaziată de tot ce înseamnă alunecare, viteză și nebunie. Și sperăm că... Și cum o cheamă pe concurenta noastră? Minca. Minca. Bun. Boaftă! Mulțumim! Premiem locul 3! Țiglariu Corina, locul 3! 93 de puncte! Bravo! Sus pe podium, câștigă voucherul de la Hermes în valoare de 300 de lei. O invitație la Electric Essence plus un voucher la Spa Continental Forum. Au spune să nu se mai poate. Și partea Arena Plată și Păltiniș. Pe locul 2, Paula Toma, 97 de puncte. Câștigă voucherul la Hermes, vreo de 500 de lei. O intrare la Electric Castle pentru tot festivalul și un voucher de spa. Aplauze. Poziția 2 și 3 și câștigătoarea Bikini Race Arena Platoș Păltiniș 2016, Elecheș Cristina! Hai cu aplauze! Bravo! S-a descurcat foarte bine la toate probele, în primul rând timpul fenomenal obținut la ski și la traseu aplicativ. Câștigă voucher în valoare de 1000 de lei la magazinul Hermes, abonament la festivalul Electric Castle și voucher la spa. Aplauze pentru podium Bikini Race 2016.